În ciuda desemnării lunii de către președintele Klaus Iohannis a lui Dacian Cioloș, liderul USR, de a forma un nou executiv, în urma demiterii recente a guvernului Florin Câțu prin moțiune de cenzură, situația politică din România rămâne în continuare încurcată. Deși tehnic este foarte greu de realizat, începe să se contureze imaginea de alegeri anticipate. Aceste alegeri anticipate sunt susținute public de către PSD și mai puțin vocal de AUR și sunt dorite în special de către partidele neparlamentare, unul dintre aceste partide fiind PMP. Chiar înainte de numirea lui Dacian Cioloș ca premier desemnat, unul dintre vicepreședinții naționale ai PMP, Ioana Constantin, declara la DEVA, cu ocazia alegerilor interne din filiala județeană a acestei formațiuni politice, că partidul din care face parte este pregătit pentru alegeri anticipate, deși acestea sunt puțin probabile. Tehnic, dacă ne uităm la Constituție, este foarte complicat să organizezi alegeri anticipate în România. Deci, tehnic, am putea da aproape zero șanse acestui demers. Pe de altă parte, configurația politică din Parlament și toate problemele economice din țară care pot genera tensiuni sociale puternice, eu să știți că cred că acest guvern și ce se întâmplă astăzi pe scena politică a avut oarecare scăpare doar pentru că este criza sanitară, altfel revolta oamenilor este foarte ridicată. Și știți mai bine decât mine asta, dar cred că am putea păstra un procent acolo destul de mic, dar am putea să-l păstrăm în ceea ce privește alegerile anticipate. Premierul desemnat are 10 zile să se prezinte în fața celor două camere cu lista noului guvern, iar acesta trebuie să fie votat de majoritatea parlamentarilor. Dacă nu se realizează acest lucru, așa cum de altfel s-a și întâmplat și în trecut, președintele va face, după noi consultări cu partidele parlamentare, o nouă propunere de premier desemnat, fără a avea un orizont de timp exact pentru acest demers. Apoi se va repeta procedura cu cele 10 zile și dacă nici cea de-a doua nominalizare ca premier desemnat nu va obține un vot de încredere pentru guvernul propus, se poate trece la declanșarea procedurilor pentru alegeri anticipate prin dizolvarea Parlamentului, lucru care nu s-a întâmplat în România postdecembristă.